Salut, prieteni, la mulți ani, nou, am plin de bucurii. Anul acesta să va aducă mult mai multe realizări decât a fost 2020. Am venit acum. A... Știți că astăzi, în 1 ianuarie, se, cânt, se merge cu Sorcova. Și am venit și eu la un criminal să îl sorcovesc. Cu sorcova am venit la acest criminal, Ion Iliescu, să vă arăt și sorcova cu care am venit să îl sorcovesc. Criminalul Iliescu! Primești cu sorcova! Criminalule! Am venit să te sorcovesc! Sorcova vesela, să trăi, să îmbătrâniți și să fi sănătos, pentru ca justiția să își facă dreptate. Închizi geamul, criminalul Închizi geamul, Continuăm. Sorcova vesela, să trăiești cât mai mulți ani, până când justiția te va condamna. Criminalul Ion Îți doresc sănătate, criminalule! Mulți ani să trăiești până când justiția ne va face dreptate. Anul acesta să fii sănătos! S să mergi în continuare! Te așteptăm în sala de judecată, criminalule! Îți dorim multă sănătate să ai! Atâta! pentru a suporta consecințele legii pentru crimele tale din 89 și din 90. Criminalule! Sorcova lui Iliescu, Partidul Comunist te salută! Ți-ai dracu să fiți de comuniști! Sorcova vesela, criminalule, să trăiești și să fii sănătos! ca justiția să te condamne. Asta noi ne dorim. Criminalul Ion Iliescu a închis geamul sau cine o fi fost doamna Nina și noi îl sorcovim cu sorcova comunistă. Secera și ciocanul. Criminalule, anul asta o să sărbătorești 100 de ani de la înființarea PCR-ului, nu? Un mare actor român, Gheorghe Dinică, avea o replică. Grijania mătii de comunist. Îți dorim sănătate! Toți îți dorim să ai sănătate! Să poți merge către pușcărie! Acolo este locul tău, la pușcărie! Și am venit să te sorcovesc, dar n-am voie să vin la poarta ta Grijania mâtii de comunist. Sănătate să ai! Să-ți poți duce ani de pușcărie, criminalule Iliescu. Am venit să te sorcovesc cu sorcova care îți place ție. Steau în cinci colțuri. Aici stă criminalul Iliescu, căruia noi dorim sănătate să fie sănătos, să meargă sau măcar să trăiești, să te chinui, măcar un an din viața ta să te chinui, să simți ceea ce înseamnă să te chinui, cum ne-ai chinuit tu pe noi în 89 și 90 și după. Că din cauza ta România a ajuns unde este, criminalule, spurcatule, Sorcovalu Iliescu, cea care lui i-a plăcut întotdeauna. Doamna Nina, să ai grijă de el, că l așteptăm în instanță să plătească pentru faptele lui. Crezi că te va mai apăra Rusia mult timp? Nu! Și când oi muri, hoi tu tău să fie îngropat la ruși, nu la noi! Hoi tu tău de criminal spurcat ce ești! Criminalul Iliescu, am venit să îl sorcovim, ce aș pune eu secera și ciocanul pe poartă, dar asta este aici, știți că pe acest trotuar nu ai voie să mergi că este zonă zero. Adică nimeni nu are voie decât criminalul Iliescu și familia criminalului Iliescu. Sorcova vesela să trăie, să fii sănătos, ca justiția să te condamne și să ajungi la pușcărie la Rahova sau la Jilava pentru crimele tale criminal odioșe ești ai închis repede geamul, nu? ca să nu auzi a? că îți dorim sănătate criminal bolșevic bolșevicule mai e și revoluționar, mă, grijania mătii. De ce nu renunți mă la certificatul de revoluționar, mă, jigodie? Scursură! De ce nu renunți mă, a? Certificat de revoluționar ai, a? Unde ești, mă, tu revoluționar, mă? Ce ai făcut în 89, mă? Criminalul dracului ce ești să meriți tu certificat, mă, a? LRM numărul 11 ce ai, mă, la certificat, mă, a? Criminalule, renunță la certificat, că eu nu mă las, am să șer în instanță ca să-ți anuleze certificatul, mă, criminalule, mă. Renunță de bunăvoie, mă, jigodia dracului ce ești, mă. Doamne, iartă-mă că astăzi este o zi de sărbătoare, dar cu tine nu trebuie să vorbești altfel, mă, jigodie criminalule, spurcatule. <coughs> renunțăm mă la certificatul de revoluționar, bă, jigodie. Tu ai certificat, mă, tu ăla care ai dat ordin, mă, să moară oameni, mă, în România, mă. O mie la număr, mă, și tu ai certificat, mă, jigodie, mă. Ai mai vrut și noua calitate, mă, jigodie, bă te bucur la bani, a? Ai mai vrut și noua calitate cu rol determinat, nu? Ce rol determinat ai avut, mă, tu în 89, mă? Decât să omor oameni, mă? Grijania mătii de comunist purcați ce ești. Că voi sunteți spurcați, mă. Spurcați-i lumii, mă. Voi sunteți, mă, criminalule. Încă o dată, să vedeți Sorcova lui Ion Iliescu. Asta este Sorcova lui. Da, ia uite, oamenii îți transmit așa, Boșorogule, să ai sănătate, să poți răspunde pentru toate crimele tale. Asta îți urează oamenii. Sănătate, Boșorogule! Niciodată nu este târziu, boșorogule, ca justiția să ne facă dreptate, mă, jigodia comunistă ce ești. Spurcat de bolșevic, spurcatule, bolșevicule, criminalule. Îți doresc sănătate să ai, mă, criminalule, mă, să poți răspunde pentru toate crimele tale, mă. <coughs> Asta doresc, mă, criminalule. Deci o vizită la criminalul numărul 1 al României, Iliescu Ion. <coughs> Încă o dată îți transmit, un mare actor român, Gheorghe Dinică, a avut o replică superbă. Grijania mătii de comunist. Justiția ne va face dreptate până la urmă. Chiar dacă te apără acum, dar vor veni generații de români, de judecători care vor vrea, vor dori ca istoria să spună adevărul cine ai fost tu, mă, bolșevicule, un criminal, un criminal, mă, care ce ai făcut? Ai furat Revoluția și mai ești și revoluționar, mă! Grijania mătii de comunist, spurcatule! Bolșevicule! Renunță, mă, la certificatul de revoluționar, mă, spurcatule, mă! Renunță! Și anul ăsta poporul român o să-ți toate, mă! Și hârtia igienică, mă, ți-o plătește, mă. Ia uite, mă, îți vine mașina, bă, când mori, cu asta să te îngroape, mă, jigodie, mă. Uite, mă, asta trebuie să fie mașina ta, mă, jigodie, mă. Uite, într-o dasta, bă, ca să-ți aruncăm hoitul tău, bă, când doi muri, bă, grijania mătii. Vreau să te anunț oficial Că dacă vei muri, eu am să fiu acela care mă voi pișa pe mormântul tău. Eu, primul. Chiar dacă știu consecințele legii, am să o fac. Am să mă piș pe mormântul tău cu plăcere. Când oi muri, dar să mor cât mai târziu, să te chinui, să simți Chinuite te-ar dracu' să te chinuie! Spurcatule, criminalule! Sorcova comunistă! Bolșevicule! Știu că m-auzi, bolșevicule! Și de-asta vin mereu! Să vezi că cineva nu uită cine ai fost și ce ai făcut! Renunță! La certificatul de revoluționar, mă, criminalule! Cum poți, bă, nesimțitule, tu să deții certificat de revoluționar, mă, tocmai tu, mă, criminalule! Tu, care ai omorât români, tu, mă, că din ordinul tău și al rușilor, prin uh, generalul militaru, Cico, Dumitrescu și alți criminal, mă, care mai sunt, liber, mă, din cauza voastră, mă, au omorit oameni, au fost răniți, sunt familii întregi. Tu acum te bucuri, dar acei urmași nu se bucură, sunt mereu triști. Și că tu ești apărat de către justiție. Câteva mai apăra, mă, boșorogeia ca tine din justiție, mă, cât i mă, cât -i, mă, criminalule, mă, vor veni generațiile de români și de judecători care vor face dreptate, mă, criminalule, mă. Abia aștept, mă, să te văd în proces, mă. Eu, eu am să te scuip în ochi să vezi cum este. Criminalule. Asta a fost la criminalul Iliescu, care trebuie să îi urăm sănătate să ai. Să fii sănătos, criminalule. Să poți răspunde pentru crimele tale. Îți urez din suflet, pe cuvântul meu, sănătate să ai și viață lungă. Cât mai lungă viață. Până când vor veni acei judecători care vor să ne facă dreptate? Să te condamne, să mor în pușcărie, mă. Acolo îți doresc, mă. Să ne audă Dumnezeu și mai ales Sfântul Vasile care este astăzi, să ne audă, să ne îndeplinească dorința ca tu criminalule bolșevic să mori în pușcărie. Acolo trebuie. Și dacă te va îngropa, eu am să fiu primul care mă voi pișa pe mormântul tău. După mine vor fi zeci, sute, mii de români care vor face așa ceva. Și o vom face. Criminalul dracului ce ești, am să plec, că mi-e scârbă să mai stau în fața casei tale, dar înainte să plec, îți urez la mulți ani sănătate să ai, să treci mulți ani până când vei ajunge la pușcărie. Și, și din partea lui Doru Mărieș, îți urez la mulți ani sănătate. Și din partea lui Nicu, din partea lui Marian, din partea lui Ionel, din partea lui Răcaru, asta aici până când mori să-ți rostesc numele celor care îți urează la mulți ani. Sănătate să ai, să poți răspunde în fața legii. Și din partea doamnei Onișor, din partea doamnei Oana Sănciulescu, din partea lui Rareș, din partea lui Oreste, din partea lui Mihai, din partea lui Gheorghe, din partea lui Ion, din partea lui Vasile, din partea lui Mădălin, din partea lui Ghețu, din partea lui Mureșan, aș avea multe nume să-ți urez sănătate să ai din partea noastră să poți răspunde pentru toate crimele tale. Și înainte să plec am să spun Criminalule bolșevic, grijania mătii de comunist, am să revin. Nu te voi ierta niciodată. Ți-aș arunca asta în curte, dar încalc legea și nu vreau. Dar meriți. De-ai arde în casă ca un șobolan, ar fi O bucurie pentru noi. Ne-ar Dumnezeu să arzi în casă ca un șobolan, să simți focul iadului care te ia. Ar fi bine. Să arzi ca un șobolan ce ești, bolșevic și criminal. aici am să închei, dar am să vin și pe 3 martie, când este ziua lui de naștere, bolșevicul să dea Dumnezeu să împlinească 91 de ani, va face anul acesta acest bolșevic criminal. 91 de ani, vă dați seama? 91 de ani și 32 de ani noi, poporul, îi plătim toate dările și mai ales, uitați-vă, paza pe care el o are. Imediat au răspuns când am venit SPP-ul cu mașina: Criminalul bolșevic are frică. Să-ți fie frică, criminalule! Ca să stai. Nu mai în casă. Măcar asta înseamnă un arest la domiciliu, mă, criminalule, mă. Să nu mai ești mă din casă, mă. De când? Când ți o i spune eu, mă. Singurul drum când ieși din casă să fie cel către Rahova, mă. Jigodia dracului ce ești, mă. Sau dacă nu, să te arde, mă să te ardem, că dacă te îngroapă, scrie bă, de acum, bă, scrie un document că nu vrei să fii îngropat, mă, criminalule, mă, că dacă te va îngropa, eu am să mă piș pe mormântul tău, mă. Deși poliția a venit, asta este, ai înțeles, mă, criminalule, sănătate să ai, îți dorim Sănătate să poți răspunde pentru toate faptele tale din 89 și din 90. Sorcova Vesela, să trăiești, să fii sănătos, tare ca fierul, iute ca oțelul, la anul și la mulți ani să trăiești ca justiția să-și facă datoria. La mulți ani tuturor românilor. Anul acesta să fie un an mult mai bun și să dăm această mască jos, să fim noi însuși.